Salută toată lumea, bine ați venit la un episod, băieți, azi de data asta jucăm pe OG Times și da, cred, cum ați văzut din titlu, sper să nu uit să pun titlul ăla pentru că mai schimb subiectul poate și sper să nu uit să pun titlul ăla. De ce joc pe OG Times, frate? Ați văzut din titlu că e posibil să mă las de Bizon și motivul o să vă zic în acest videoclip. Am luat bani, mi-a făcut cineva post dintr-o altă mafie, căcică am AIM, da? Și mi-am luat bani de la un admin tot la fel de prost ca ăla care mi-a făcut postul aparent. De ce n-am sonor? Acum am sonor, ok. Pe ce dovadă mi-am luat bani? Hai să vă arăt dovada lui, frate. Să vedeți cât de prost poate să fie adminul ăla să-mi dea bani. Dar asta e că e pick-up panel-ul, cred că. Ah, uite că nu e pick-up panel-ul. Yay! Da, aici e cererea de unban. Uitați, e cererea de unban și dăm aici. You were... Așa, aici. Ia uite frate, pe ce dovadă? Nu, 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 stai că pornesc manele, stați un pic să scot un pic sunetul, că poate pornesc manele, că opus manele. Ah, nu porni, perfect. Hai să vă arăt eu pe ce dovadă îmi dă adminul bani, frate. Doar așa, ca să... Ce pui mea am aici? Ah, mă rog. Uite-te pe ce dovadă îmi dă bani adminul cu aia. Uitați-vă. Ia uite. Ăla eram eu în care trăgea acum tipul ăsta, da? Așa. Hai să vezi pe ce dovadă îmi dă el bani. Ia uite. Uite, pe dovada asta el mi-a dat bani. Adminul pentru cheats. Da, adminul și tipul ăsta au crezut că eu sunt ăla care a fugit acolo, da? Dar dacă jucați pe Bizon, puteți să vă puneți un prieten să stea fix în unghiul ăla, mă rog, pe unde a fugit ăla, să vedeți, uite, deci aici am scrie că eu l-am omorât de la câți metri? De la 52,2 metri, da? Dacă vă duceți pe acolo, sunt deja vreo 70 de metri. Eu am fost undeva pe aici, da? Și trăgeam în el. Stați un pic, că mă și văd la un moment dat. Să vedeți că mi se vede capul. Ia, ați văzut? Ia uite acolo, punctul ăla negru. Numai că se vede pixelat că ăsta la ce monitor are mai, dea mai mare ecranul de la telefon decât monitorul lui. Ce să-i fac? Pula mea! Nu se vede ok. Da, uite, se vede acolo. Punctul ăla e jumătate din capul meu. Mă rog, nu jumătate. Se vede capul. Și pe dovada asta mi-a dat adminul bani. Aparent un admin la fel de prost ca playerul care mi-a făcut post, pentru că... Da, și după aia unban request îmi zice: ok, explică-mi cum ai luat 99 de mg cu M4. Frate, pot să trag... Nu știu cum să zic. Stai. Nu vrea să stea așa, e? Nope. Dar cred că sunt lângă Rentcar, frate. Să mă duc la Rentcar. Deci am zis să vin pe OG Times pentru că n-am jucat niciodată aici. Adică să mă apuc serios, să fac o serie pe OG Times, știi? Și... Ai admin cumva? A, da, tocmai ce am aflat. E admin. Ok, stați un pic. Sper că nu mi-am deconectat microfonul. Stai, stai. Mă duci Rentcar Plus. A, stai să mă... Rent, please. Mersi. Da, deci pe dovada mi-a dat adminul bani, frate. Nu stau să dau explicații gen la ce distanță am fost și alea, pentru că dacă puneți un cont acolo, o să vedeți că sunt 52,2 metri unde am zis eu că sunt. Nu o să stau să... Nu o să stau, frate, să dau explicații pentru că nu merită. Până la urmă, oricum îmi trece banul 30 de zile și oricum, și dacă îmi dă amben, tot o să rămână în log acel ban și eu vreau să fie un cont curat, frate. Bă, sper să nu fie admin așa de retardat și pe OG Times, frate, pentru că, nu știu, probabil adminul n-a știut și a fost indus în eroare. Habar nu am, poate și fie și asta o, nu știu cum să vă explic, o opțiune, dar nu prea cred, pentru că putea ori să nu răspundă, să-și pună un coleg de-a lui, să zică: bă frate, a avut AIM, nu a avut, dar nu să-mi dea bani pe motiv cheats. Wow, stai. Cred că aici e și delay, frate, ia. Nu poți să intri în mașină așa de rapid, nu? A, nu, că acum e închisă. Stai, quit job. Așa. Get job. Și luăm tractorul să muncim. Deci da, frate, nu știu. M-a deranjat chestia asta, nici măcar nu a stat să zică: frate, eu a avut time, nu a avut. Nu, frate, mi-o dat bani. S-a uitat că i-am dat acolo ceva de mi și gata, mi-o dat bani. Și asta m-a enervat foarte tare.
Pentru că am muncit la contul ăla, frate. Chiar am muncit, am stat cu sleep-ul și o săptămână la rând, frate. Adică 7 zile la rând, o săptămână la rând. Și el îmi dă bani, frate. Asta nu mi-a plăcut, dar pula mea, fiecare face ce vrea acum. N-am jucat niciodată pe OG Times să fac o serie mai lungă de 5 episoade, cred că de-abia am filmat pe OG Times și am zis, frate, dacă nu-mi iau amben, mă mut aici. Și la ce staffi pe Bizon mă aștept să nu-mi iau amben. Nu cred că o să mai intru în mafie aici. Probabil o să fac un cont de mafie, dar nu o să mai intru în mafie de pe contul principal. Pentru că mai sunt și de ăștia care îți dau bani că le omoră pe unul. Mai ciudat, hai să zic mai ciudat, dar nu prea a fost ciudat. Acum depinde din ce, adică cum o considerat el chestia aia, dar să fim serioși, nu a fost ciudat kill-ul ăla, având în vedere că... Stai, de ce nu mi se închide capota? Hei! Gata, mă las de server, nu merge să închid capota. What the fuck? Da, nu știu, o să văd. Dacă mă întrebați de ce n-am moduri, nu știu, a început să-mi placă GTA-ul default. Habar nu am de ce. N-am început să-mi placă. Și da, am încercat să-mi iau moduri noi, chiar mi-aș băga Robert Overhaul, frate, că am Windows 7 și n-am prea jucat cu Robert Overhaul, frate. Trebuie să-mi bag Robert Overhaul, că alea super jumichere modurile. Da. Nu știu, o să mă joc aici, frate, să văd ce iese. Dacă vă place, stați cât ce am, level 2, 1 din 8, 1,64 ore. 30k e ceva, frate, mi-ați dat voi pe live, că știți că am mai jucat pe live-uri, pe OG Times. Am mai jucat așa cu abonații cât am apucat, am mai dat un rob ceva. Bine, rob nu pot să dau, mă rog. M-am jucat, m-am plimbat cu mașinile chestii. O să-mi las contul pe sleep, pe serverul ăsta. Până o să fac multe RP-uri, level mare, chestii. Stai că trebuie să-mi duc încolo, deja 6 secunde, 5, 4, 3, 2, 1 și gata. Deci da, o să mut aici dacă nu-mi iau amben. Nu știu, faza asta m-a fost foarte nervos, că băieții îmi dau bani și nici măcar nu se uită ca lumea la dovadă. Păi pare că tipul ăla nici nu s-a uitat la dovadă, ca lumea a zis, frate, uai cum l-au omorât, gata, ei, știi, nu s-a uitat la dovadă prea mult. Asta este părerea mea, frate. Acum fiecare consideră ce vrea. Alex Boieru, fă. Coaie, what the fuck? Alex Boieru, fă. Coaie. Ai, ai, ai. Da. Azi mă mut aici pentru că... Na, pui mei, îmi place. Îmi place să joc pe... Acest SV minunat. Oho, 63k. Unde mi-a... Ah, ok, mi-a dispărut mașina. Am crezut că mi-a dispărut mașina. Lol. Slash skills. Încă 23 pentru skill 2. Frumos, frumos. Și având în vedere, uite, are 510 player. E ok OG Times, mai ales că la ora asta, adică majoritatea fac școală de după amiază. Eu fac de dimineață. Dar mă rog, nu chiar majoritatea. Unii fac școală de după amiază și de aia. Dar probabil pe la 6-7 încolo o să se facă 800 și ceva, ceva de genul, nu știu. Nu sunt genul care să mă intereseze playerii prea mult. Am dat seama că nu o să joc pe un server cu 15 playere, dar dacă sunt peste 200, 300, 1000, 1000, ok. Mi-au venit să răgăi. Da. Eu am încercat să-mi țin contul ăla pe Bizon fără sancțiuni. L-am ținut un an și un pic fără... De fapt, nu un an și un pic. Un an l-am ținut fără sancțiuni, frate. Dar, aparent, uite, sancțiunile te urmăresc. Sancțiunile te urmăresc, frate, n-ai ce să faci. Probabil o să fac giveaway averea de pe RPG 1 dacă nu-mi iau amben. Adică, oricum ambenul meu peste 30 de zile, dar... Amben mă refer la să-mi dea amben din reclam din amben request-ul ăla, să-mi apară în faction, nu în faction log, în log că am fost debanat, că na. Oricum nu prea aș mai vrea să mă joc pe Bizon după ce s-a întâmplat, frate, pentru că așa pot să mai fiu banat oricând și pot să a doua oară poate să fie permanent, pentru că prima oară e 30 de zile, a doua oară permanent. Și chiar nu mai vreau, frate. Eu mi-am băgat Windows-ul special, mi-am băgat Windows-ul cred că de 5 ori în ziua aia, că tot nu mergea. Mi-am băgat prima dată 10, după aia 7, după aia 10, după aia 7, după aia 8 și după aia 7 înapoi. În ziua aia mi-am băgat Windows-ul de 5-6 ori, frate, ca să pot să fac să meargă bine, să pot să mă joc în mafii ca lumea și mi-au bani pentru cheats. Așa puteam să rămân pe Windows 10, că oricum nu m-a luat niciodată la TV când am fost în mafie. Puteam să rămân cu Windows 10 și să... Cu aia am avut 4 kill-uri, what the fuck, cum să fii cheater cu 4 kill-uri cu scor de minus 14? Că aveam 10 deaduri sau ceva de genul, nu 10 deaduri, pardon. Se zic, bă, 18 deaduri, nu mai știu cât aveam și aveam minus 14 scor, frate. Și eu, băieții, mă fac cheater, ai, ai, ai. De la un kill, frate, ca și cum ai juca CS, ai avea 2 kill-uri în meciul ăla și 30 de deaduri, da? Dar băieții te-ar face codat.
Că ai omorât odată, că i-ai dat un insta-head la unul, de exemplu, știi? Și ți-ai luat bani pentru chestia aia, că i-ai dat un insta-head la unul, dar tu ai 2 kg cu 30 de deduri și ceva de genul a fost eu, frate. Nu știu, asta m-a enervat foarte tare și staff-ul nu e capabil. Adică nu, probabil doar adminul ăla a fost un pic indus în eroare sau nu știu. Dar dacă nu, mi-am bani, chiar mi se pare că staff-ul e incapabil, având în vedere că mi-am luat bani și n-am avut coduri. Nu mi s-a întâmplat aproape niciodată să-mi iau bani fără coduri pe un server. E, am terminat. Și da, o să mă apuc aici să fac avere. Probabil nu o să mai fac atât de mult cât am făcut pe Bizon, dar sper să fac ceva avere aici. Probabil la skill 5 farmer câștigi ceva, deci o să muncesc să fac skill 5 farmer. Și în rest, habar nu am, nu știu, și că un infern să aici 250k, destul de mult, adică bine, nu e chiar mult, având în vedere că iau 60k de asta, dar m-am chinuit foarte mult pe serverul ăla, deci n-aveți idee cât mi-am pus, frate, sufletul în serverul ăla, frate. M-am lăsat de baghet, pentru că mi-am luat ban. Nu mi-am luat ban, mi-am luat turn pe baghet, da? M-am lăsat de baghet, da? Deci am lăsat, frate, un cont cu level 30 în care am băgat bani, am băgat, sincer, am băgat bani ca să intru, să joc pe Bizon, frate. Și acum îmi iau bani pe Bizon pentru dovada aia care ați văzut și voi ce dovadă a pus tipul ăla acolo, că era clar, erau 15 pe HQ. Ăla care a fugit putea să fie oricare, frate. Și, sincer, na, nu știu, nu mai zic nimic, frate, eu nu mai zic nimic. Eu speram, abia așteptam să se bage anticitul, scăpăm și noi de codați, chestii, și eu mi-au bani pentru cituri. Wow. Foarte, foarte tare. Mai fac tura asta la fermer și închid filmarea. Oricum, după aia eu mai muncesc aici la fermer. Ceea ce vreau eu să fac acum, ofer premium în fiecare zi de 10-20 kk, OMG! Și șmecher. What the fuck, cum a fost asta? Da. Hai să mă uit, frate, dacă mi-au răspuns la ambele request, că vreau să apă... Vreau să... Your ambele request got an answer. Debanat! Nu cred! Bine, bă! Coaie, nu cred, mă! Nu cred, ban log, mi-apare... You are never banned! Coaie, cum, bă? Coaie! Facebook, stați zi la Luca, băi, zi pe filmare, ho-ho! Coaie! 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 Lua-i amben, muje! Bine, bă! Ai cea mai tare întâmplare, frate! Du-te în pula mea! Coaie! Dă du amben, muje! Să-ți o dau! Nu cred, mă! Nu cred! Muie fârâtă! Joc și pe o gac. Acum, să nu fiu. Și n-am în log. Și n-am în log ban. Ha-ha! Bă, hai să intrăm, frate. Stai, Raul 2K. Hai, mă, că e cât de cât staff capabil. Nu, nu, nu-i chiar așa cum am zis eu, frate. Nu-i chiar așa. Am așa un strop de speranță, frate. Un strop de speranță că Bizonul nu are staff chiar așa de căcat. Bine, mă, băgam iași. Pula, hai mă că Raul se întoarce pe Bizon. Cum ai de cap? Cum a fost videoclipul ăsta să-mi trapula? Coaie, cum a fost? Stai că mi-a dat Luca mesaj. Stai, unde e Facebook-ul? Bine, mă! Alai, tate, băgam iași, sula! Bine, bă, și-a luat Raul amban. Băi, săracilor. Nu zic așa. Hai mă că... Coaie! Am revenit, bă! Slash ID... Cap... Cum îl chema, bă, la Pound? Number 195. SMS 744959. Că fă, mă! Bine! Bă, salut! Salutații tăsăre... Nu zic săracilor, bă, că se supără după aia. Aha! Bine, bă, băgam-i-aș... Pula să-mi o bag. Alai, tate, hai mă că nu se ia bani chiar așa, frate. M-am speriat un pic, m-am luat acolo un ban. Da, bă, unde ai plecat, tu? Luai... ban.
Flower, pătăciți. Și mi-a scos banul, că a văzut adminul că nu a voi. O fost ăla prost de mi-o dat. E, nu a fost mă prost, a? Să fi fost neatent. Cum îl chema, mă? Admins. Ăla, mă. Stai să văd cum îl chema. Bine, mă, frate, luam ei sula în gură. Mamă, au crezut băieții că mă apuc de OG, frate, ești nebun. Mă apucam, să fiu serios acum, Ultras. Ultras. Mia, da. Bă, băieți, sper că v-a plăcut acest episod. Noi ne vedem data viitoare. Salut!